Fraților, salutare! Și bine ați venit la un nou track vlog. Tot pe cursa de Carlsle. Am băgat cardul la ora 9 și 7 minute. Acum este ora 9 și 49 de minute. Uitați-vă! Trebuie să merg să descarc la primul client în Ettlingen, lângă Carlsle. Și surpriză, surpriză, iar am dat în ștau, ia uitați-vă. Acum arată că am în două benzile, 2 și 3, se închid și că doar banda 1 rămâne. Dar nu mai știe nimeni că deja merg de vreo 2 km, tot așa în ștau, să zicem mai mult de 2 km. De la intrare pe 5, cum am intrat de pe 6 pe 5? Ștau. Acum sunt curios și eu ce s-o mai fi întâmplat pe aici. Ce supărarea s-o mai întâmplat de ștau asta aici. Că acum lucrările s-au terminat aici normal, nu mai sunt. O lucrat aici pe porțiunea asta un an de zile. Acum văd că au gătat lucrările cu totul. Eu nu înțeleg. Din ce cauza ștau asta? O mai fi un accident? Ia uitați, vedeți? Se închid benzile 2 și 3 și se circulă pe banda 1, da. Deocamdată văd că în față se circulă și pe banda 2 și 3, nu știu cum va fi. Sunt curios, s-o fi întâmplat un accident, ce s-o fi întâmplat? Toată noaptea trebuie să descarc astăzi, probabil undeva de la ora, nu știu, de la ora 1, cam așa, 12:30, 1 noaptea, până pe la 3, cred că o să am o pauză de sub, o să mai dorm ceva, până deschide un client la 3, pe urmă următorul deschide la 3:20, la 3:30, de lângă și pe urmă, următorul client deschide pe la 2:30, da, în Freiburg, o să mă întorc în Freiburg. Îl fac și pe celălalt după ce îi fac pe cei doi din Schlachtplatz și trebuie să aștept iarăși după un client în Freiburg care deschide la ora 5:30 și pe urmă mai am doi, unul deschide la 7, tot aproape de Freiburg, în Emmendingen. Și trebuie să mă întorc în Rastatt. Am un client în Rastatt și pe urmă acasă. Uitați colegul, ia uitați-vă. Colegul a rămas săracul, nu mai are program. Când stai în ștau, așa se întâmplă, rămâi fără program câteodată. Trebuie să faci 45 de minute de pauză. Și atunci, ce-i de făcut? S-o lopi săracul pe banda de urgență. Aici zice că se închide banda asta, sunt curios ce s-o fi întâmplat. Da, se bagă peste... Se bagă toți pe banda 2 de acum. Cred că trebuie să mă bag și eu pe banda 1. Dacă găsesc loc. Nu știu zău dacă găsesc loc. Exact de un ștau din ăsta aveam nevoie acum. La ora 10, mai sunt 41 de kilometri, la ora 10 normal trebuia să fiu acolo, hai 10 și 7 minute. M-am calculat în condiții normale de drum, o oră, într-o oră eram acolo. Dar... astăzi am prins condiții anormale de drum. Deci în față banda 3 se închide, toată lumea se bagă pe banda 2, să vedem aici ce supărare s-a întâmplat aici. Stare curios ce s-a mai întâmplat.
comentariu, nu, un, da, un comentariu la un clip și spunea cineva Stauland. Deci nu Deutschland, Stauland. Și că are dreptate. Am mai spus în toate clipurile. Și aici e țara ștaurilor. Dar sunt și autovehicule și camioane, autobuze, microbuze, autoturisme, tot felul de, deci e plin aici, deci atâtea autovehicule câte sunt pe autostrăzile astea din Germania, nu mai găsești. Cred că în altă țară din Europa, cel puțin, nu știu dacă mai există. Da, ia uitați-vă ce e aici, deci am în două benzile, se închid, bă, frate, mă lasă băiatul ăsta. Ia să vedem, am prins unul, deci am prins un coleg foarte cum să cade, m-a lăsat, bravo lui, îi mulțumesc. Și eu îl las pe altcineva dacă în situații din astea n-are ce să facă, nu-i bine să fiți nervoși, să... de ce m-a depășit pe banda 2, de ce o depășit coloana, eu stau în ștau, deci e bine să fiți așa pentru că atrageți doar lucruri negative asupra voastră. Trebuie să fii cât mai pozitiv, cât mai senin, cât mai calm. Nu oricum nu rezolv nimic, dacă claxonez pe cineva care a greșit, dacă îl înjuri, dacă îl șicanezi în trafic, dacă nu vrei să-l lași, dacă niciodată nu rezolvi nimic, tu n-ai niciun câștig de acolo. Deci banda 3 s-a închis, banda 2 se închide, sper doar să nu ne scoată pe ieșirea asta pe toți, sper. Mă gândesc că nu, că văd că mulți circulă pe banda 1. Ce s-o fi întâmplat? Iarăși lucră sau un accident? Ce supărare! Ia să vedem noi că acum e momentul adevărului. Descos nu ne scoate pe ieșire. Continuă singură bandă, acum cât și din ce cauză, nu știu, vedem. Aici reducem viteza, îi lăsăm pe colegii noștri cu autoturismele și pe urmă îi dăm gaz. Acum, hai să vedem ce s-o fi întâmplat aici, bă, frate. Ce s-o întâmplat? Lucrează la asfalt. Ăștia acum au orgătat, deși aici se mai întâmplă. Și aici au lucrat porțiunea asta de mosăturat, un an și ceva. Și acum iarăși lucrează, fac ceva la asfalt. Asta cu fisuri sau nu știu ce fac. Băi, frate. Așa ceva. Despre și în Germania se mai întâmplă. Chestii. Toată porțiunea asta au fost un an și au fost în lucrări. Și văd că acum tot mai trebuie să corecteze ceva. Ia uitați-vă ce se duce colegul ăsta. Eu cu tărtăcuța mea până prin demaraj mă mai depășesc 2-3 până ajung la 90. Gata, acum mi-am luat de maraj și nu mai mă depășește nimic. Am scăpat de ștau, Doamne ajută, să ajung un pic cu târziere la clientul ăsta, asta e. N-avem ce face. Haideți că mai vorbim. Băi, fraților, am descărcat în Karlsruhe.
primul client, am descărcat în Freiburg, 2 clienți în același loc și acum am venit în Schallstadt. Aici am 2 clienți, doar că primul, 900 de metri, virați la dreapta. Primul client deschide la ora 3. Acum este ora 0:55, deci ia uitați-vă. 1 fără 5 minute. La ora 1 o să ajung aici și o să stau până la ora 3. Mă pun repede la somn. O să dorm până la 3-2 ore dacă reușesc. E parfum. Și pe urmă descărcăm pe așa 2 clienți și mă duc în Freiburg înapoi ca să descarc încă 2 clienți în Freiburg. Uitați-vă pe aici ce zone pitorești. Doar să nu le străbați cu camion. Aici tot e bine, e plici, că aici e larg. Problema e când parchează câte o mașină în drum. Și atunci e problema mare, când parchează sau două mașini, una pe parte, una pe alta și nu prea ai loc între ele. Astăzi s-a făcut frig, deci astăzi cred că e prima zi când... prima zi de iarnă. Sunt 2 grade afară. Deci acum sunt 3 grade, pe drum încoace mi-a arătat 2 grade. Virați la dreapta. Și mi-au spus unde am descărcat clientul că în noaptea asta o să fie sub 0. Acum nu știu cât e adevărat. Haideți că am luat și curba asta. Deci asta e strada cu clientul. Și asta e strada cu clientul. Problema e că e înfundată. Clientul celălalt, dacă nu era strada înfundată, clientul celălalt, v-am mai arătat și în alt video, mergeam până în capăt, făceam dreapta și imediat pe dreapta era. Eu trebuie să mă întorc înapoi acum pentru că nu mai pot să trec. Uitați aici, construiesc o clădire mare, nu știu ce. Construiesc și ori bloca strada, au închis-o cu totul, ia uitați. Ați ajuns la destinație. Destinația se află pe dreapta. Așa, acum e problema mare cât casa, că eu trebuie să dau înapoi. Să o bagă în rampă, să stea în rampă, să fie pregătit. Problema e că eu nu văd. Și am aici gardul. Uitați-vă gardul, o să vede. Facem o groază de manevre aici. În locul strâmb. Haideți că o las 2 secunde să bag în rampă, să nu fac ce și ce prostii pe aici. Băi, fraților, mănâncea. Am băgat în rampă cu spatele. Aici o să stau până la ora 3 când deschide clientul. Este ora 1 fix. Este ora 1 fix, oprim frigiderul pentru că nu vrem să deranjăm persoanele care dorm aici prin clădirile alăturate. Pe urmă nu ne mai lasă să descărcăm la orele astea și atunci am pus-o. Aici în Germania dacă îi deranjez, dacă merge camionul mult, dacă merge frigiderul, fac reclamații la poliție și pe urmă nu te mai lasă să descarci la orele astea, la 3 când deschide clientul și atunci stai până dimineața la 6 și nu ne convine. Și plus că, cine știe, poate ne mai dă și amendă că deranjăm liniștea publică, ei vor să doarmă. Așa că oprim frigiderul oricum, sunt 3 grade afară, nu, nici nu mai pornește, e frig destul. Așa, pornim ăsta, sirocou și la somn. Mai vorbim mâine dimineață.
De fapt, astăzi de dimineață. Că deja suntem astăzi. Când ajung în Freiburg și descarc pe ceilalți doi clienți. Pa, pa, noapte bună. Băi, fraților, am ajuns la ultimul client. Este ora 9:20. Mai am până acasă 98 de kilometri. Acum sunt 6 grade, dar au fost 0 grade. E o brumă pe aici, a venit iarna, e gata. Îi dăm repede să ajungem acasă. V-am spus, am băgat cardul la ora 9 aseară. Acum e ora 9:20, mai am 98 de kilometri până acasă. Ajung. Haideți că ne vedem acasă. Băi, fraților, cum v-am spus, mă întorc către casă. Mai am 72 de kilometri, acum sunt undeva la Calsle. Am trecut de intersecția cu 8, sunt pe 5. Și am vrut să vă spun, sunt foarte, foarte bucuros pentru că am un prieten pe la Regensburg. Chiar acum am vorbit cu el la telefon. A stat o lună de zile în spital. A avut coronavirus. 3 săptămâni a stat în comă indusă ca să poată să-și regenereze plămânii, să facă față la corpul, la probleme, până se regenerează plămânii. Au avut comă indusă 3 săptămâni. Au avut, i-au administrat plasmă și alte chestii. S-au chinuit foarte mult. După ce l-au trezit, au stat la terapie intensivă. Acolo au văzut tot felul de cazuri și tot felul de minuni. Și acum era foarte bucuros pentru că era mai bine, era mai vesel, putea să vorbească, mai avea doar un tub de oxigen. În schimb, totul e regulă, trage speranțe să-l lase acasă. Și m-am bucurat foarte mult. Ce am să vă zic și vouă, protejați-vă, aveți grijă de voi, chiar dacă credeți, nu credeți, nu știu, fiecare are dreptul să creadă, să nu creadă. Eu nu condamn nici pe cei care cred, nici pe cei care nu cred. Nu am... Bă, frate, nu am treabă cu nimeni, doar că virusul ăsta există. Ce pot să vă spun? V-am spus, prietenul ăsta meu în Germania și o lună și ceva de spitalizare cu comă și cu alte chestii. Alți prieteni în România, iarăși, care au fost foarte grav, tot așa, au respirat aproape, nu mai putea să respire, doar artificial, cu ventilator și alte chestii, deci din surse sigure, nu că ce aud la televizor. Și plus de asta, iarăși am mai auzit din surse sigure, persoane care lucrează la spital, unde toată ziua e în contact cu bolnavii de coronavirus, îmi spune că undeva la 90% sunt persoane nevaccinate care vin acolo și vin aproape toți vin în stare foarte gravă, că nu mai pot acasă, că nu mai au ce face. Stau acasă până în ultimul moment, trag speranțe să nu ajungă la spital, pentru că li-e frică că la spital se întâmplă nu știu ce le face, și ajung în ultimul hal acolo, în ultimul... Situația e gravă și în România nu mai au locuri în spital, stau în ambulanțe prin curtea spitalului și cu tuburile de oxigen după ei, cu măștile și cu alte chestii. Deci toate astea ce vi le spun le știu de la oameni care au fost infectați cu coronavirus, de la prieteni de-ai mei care îi cunosc și am vorbit cu ei la telefon și au fost la spital și mi-au spus, bă, situația e halucinantă, zice. De asta nu vorbesc de la televizor, din nu știu ce știri, nu, doar de la oameni care au avut coronavirus și care m-au povestit cu mine în spital.
Eu nu știu, v-am spus, sunt persoane care cred, care nu cred. Fiecare e liber să creadă ce vrea. Nu contrazic pe nimeni, nu zic că virusul ăsta nu a fost creat de cineva. Nu-i infirm treaba asta. Poate a fost creat de cineva, poate că a urmărit cu acest virus să ajungă la anumite rezultate, cine l-a creat, nu știu, să se îmbogățească, să se îmbogățească din vânzare de medicamente și de vaccinuri și de măști și de servicii medicale. Nu știu, alte state să reducă populația mai în vârstă ca să nu mai plătească în multe state pensii și alte chestii. Nu știu, care e teoria, care a fost motivul, dacă l-a creat cineva, dacă a apărut din întâmplare, dacă a fost creat din răutate, dacă... Nu se știe și nici nu ne interesează pe noi, doar că... Pe noi ne interesează să fim în siguranță, să nu ni se întâmple ceva din cauza la virusul ăsta. Recomandarea mea ar fi să vă vaccinați. Deși la început eu m-am vaccinat din prima, eu și soția, nu a fost problemă. În jurul meu au avut tot felul de oameni care nu s-au vaccinat. Nu, au fost sceptici, le-a fost frică că nu mai poate să facă copii, că nu știu, le slăbește imunitatea, pe urmă o să apară tot felul de boli care o să vină și o să facă. Sunt tot felul de variante și de chestii. Am citit și într-o carte că mai multe variante, că nu știu ce face virusul ăsta, vaccinul, nu știu ce efecte adverse are și slăbește. Nu pot să fiu sigur nici de treaba asta. V-am spus, de ce sunt sigur că 90% din persoanele care ajung la spital sunt nevaccinate. Și se pare că cei care sunt vaccinați, chiar dacă fac virusul, chiar dacă contactează virusul, trec mai ușor prin boală. E adevărat că au fost și persoane care au decedat, chiar dacă au fost vaccinați. Acum nu se știe dacă au avut și alte probleme și nu o să mai suporta corpul, sau nu se știe, sau informațiile sunt false, ce am auzit la televizor, asta nu știu. Mai sunt alte vaccinuri, are și efecte adverse, adică rapide, repercursiuni. Poți să faci șoc anafilactic, poți să faci, te umfli, ai probleme, poți să ai alte tipuri de probleme. Am mai auzit și chestii din astea. În general, persoanele care au probleme cu varicele, ce am auzit, care au probleme cu circulația sângelui. Am mai auzit și chestii din astea. Mai rar, dar sunt. Sunt anumite persoane care nu suportă vaccinul. Dar, din ce am auzit, sunt mai rare, adică nu știu cât la sută, foarte puțin la sută. Așa că, fiecare alege să facă ce vrea. V-am spus, în jurul meu au fost tot felul de persoane care nu s-au vaccinat, nici nu au vrut să audă, nici... Acum, în ultimul timp, tot câte unul am văzut că se vaccinează încet, încet. Majoritatea s-au vaccinat, pe cei care cunosc, care erau sceptici. Din ce am mai auzit, alte țări, Portugalia și alte țări, pentru că s-au vaccinat în masă, în proporție de 80%, nu mai au atâtea probleme, nu au atâtea cazuri, nu sunt atâtea restricții și alte chestii. Acum, eu m-am vaccinat și soția m-a spus. Nu cred că o să afecteze pe termen lung, cum spun alții. Am mai vorbit și cu doctori, am prieteni care sunt doctori generaliști, doctori de familie și îmi spuneau că nu are cum un vaccin să-ți afecteze imunitatea și să tragă tot felul de boli pe termen lung și chestii din astea.
bandana? Nu știu. Eu m-am vaccinat și asta e. Așa că gândiți-vă și voi, puneți în balanță, informați-vă bine, din surse sigure, pentru că v-am spus, prietenul ăsta meu la 32 de ani n-a fumat niciodată în viața lui, sănătos tun și a fost grav, nu grav, foarte grav, dacă a ajuns să-i inducă coma și să-l țină 3 săptămâni în coma, pe urmă i-a dat plasmă și pe urmă cu greu s-a revenit și deja după o lună de zile și nici acum nu l-a lăsat acasă. Așa că nu se știe fiecare de... Nu contează cât ești de tânăr, se pare. Într-o anumită proporție contează, da. Sunt și persoane tinere care ajung în stare gravă sau care chiar decedează din cauza la virusul ăsta. Așa că, nu știu, recomandarea mea ar fi să vă vaccinați. Pe urmă mai vedem. Haideți că mai vorbim când ajung. Este ora 9:57, mai am 5-6 de kilometri. Astăzi e o zi frumoasă, însorită, senină, dar v-am spus, azi dimineață un frigor a fost 0 grade. Un grad, 0 grade a fost. Nu, haideți că mai vorbim la... când ajung la firmă. Băi, fraților, am ajuns. Este ora 10:45. Am ajuns la firmă, m-am dus să duc actele, să mă schimb și să mă duc acasă. Până data viitoare v-am salutat și știți povestea, fiți deștepți că de proști zace țara. Și mai dați și voi câte un like, câte un share, să mai crească un pic canalul acesta. V-am salutat, ciao, ciao, spor la treabă. Sau drumuri bune la cei care conduceți.